Locatarii de pe strada Artileriei explică cum s-a ajuns la această situație. Să vă întrebăm de strada asta, de când este așa? Știți cumva? Din 6 aprilie. Din 6 aprilie. Da. Au mai venit? Au mai venit cineva să o asfalteze la loc? Că văd că au făcut tranșee. Au venit prima oară și au trasat niște treburi de astea pe aici. Pe urmă au venit, au pus, a început mai partea de acolo, au făcut găurile astea, au pus pământ în primă, așa. După aceea au scos pământul, l-au pus aici și au pus piatra asta, dar după o lună jumate, după două luni. Timp a trecut de cât n-au mai, n-ați mai văzut pe aici, să zicem. Cam două săptămâni. Oamenii spun că strada arată ca după război. Da. N-au mai asfaltat? Da. Au uitat să mai asfalteze? Da, păi din câte văd, se pare că au lăsat așa. Au fost gropi chiar mai mari decât vedeți. Nu s-a mai putut circula. Acum nu vă afectează? Cam da, că nu prea sunt locuri de parcare. Ați văzut, ați mai trecut pe aici? Ați văzut vreodată muncitori pe strada asta? Cei de la apă sau cineva? A, da, da, au fost în momentul când au instalat chestiile astea. Deci în momentul când au desfăcut, au așa și când au... Când se întâmplă asta? Acum cât timp? Săptămâna trecută, foarte puțin și celelalte. Deci, și de atunci s-a stupe la loc sau ceva? Nu. Reprezentanții SECERA-JAESA îi asigură pe locuitorii din zonă că lucrările desfășurate de firma care se ocupă de branșamente se vor finaliza săptămâna viitoare. Care este motivul pentru care încă nu s-a asfaltat în acea zonă? La ora actuală, antreprenorul general al lucrării execută branșamentele aferente gospodărilor individuale de pe strada Artileriei. Practic a fost făcută rețeaua principală, se execută acum branșamentele și din acest motiv încă nu a putut fi asfaltată. Conform graficului de finalizare al lucrării de pe strada Artileriei, termenul limită este de 13 iulie, dată anul acesta. Strada Artileriei nu are mai mult de 300 de metri, dar este situată aproape de centrul orașului Constanța.